Doamnelor și domnilor consilieri, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, anunțându-vă că din totalul de 21 de consilieri și-au înregistrat prezența până la această oră un număr de 19. Vă informez că la această lipsește domnul Bolosin și doamna Costa. Vă informez că la această ședință participă de drept domnul primar Dan Bobouțanu și domnul secretar general Militon Dănuț Laslău. Ca invitați participă directori, șef de birouri și servicii din cadrul primăriei municipiului Hunedoara. Consiliul local a fost convocat prin dispoziția numărul 1721/2022, iar proiectul ordinii de zi este menționat în anexă la aceasta. Instituția prefectului județului Hunedoara nu a avut obiecții până la data prezente ședințe cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în ședințele Consiliului Local desfășurate în data de 31.10.2022, 3.11.2022, 15.11.2022 și 24.11.2022. Procesul verbal la ședințe anterioare din data de 24.11.2022 a fost semnat de către secretarul general precum și de către președintele ședinței și se supune aprobării Consiliului Local. Vă rog să-l supuneți la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Propun completarea ordinii de zi prin introducerea după punctul 20 următorul proiect de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre numărul 536 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2022 a municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara. 2. Proiect de hotărâre numărul 539 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2022. 3. Proiect de hotărâre numărul 540 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. Supun la vot ordinea de zi modificată. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Ordinea de zi modificată se va renumerota în mod corespunzător. Cunoscându-se și aprobându-se ordinea de zi, informez pe domnii consilieri care se află în conflict de interese în condițiile prevăzute de Cartea 1, titlul 4, legea 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, în problemele supuse dezbaterii Consiliului Local, că au obligația să se abțină de la emiterea sau participarea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material, așa cum rezultă din situațiile prevăzute la articol 228 aliniat 1, litera A la F din Ordonanța de Urgență a Guvernului număr 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit articolului 228 aliniat 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea funcției, consilierul local, aflat în una din situațiile prevăzute la aliniatul 1, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local interesul personal pe care îl are în adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități cu privire la proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi?
Mai este cazul? Pentru ședința de astăzi propun ca modalitate de vot votul deschis prin ridicarea mâinii. Supun la vot propunerea menționată. Cine este pentru? Abținere? Mulțumesc, unanimitate. Punctul 1 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă. Proiect de hotărâre număr 436 din 10-10-2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi, Centrul Interactiv pentru Educație Non-Formală și Voluntariat. Are cuvântul domnul viceprimar? Domnul primar? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Totodată specificăm că numărul consilierilor este de 20. A venit și doamna Costa. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Nu sunt în scriere. Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 2 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 500/01/2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de comodat număr 246 din 30/12/2013 cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect folosința gratuită a spațiului în suprafață de 32 metri pătrați situat în municipiul Hunedoara, strada Constantin Brâncuș, bloc X2, camera 6, în favoarea Asociației Cadrelor Militare, în rezervă și retragere, Cerna. Are cuvântul domnul primar? Doamne, mi-a adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt în scrieri. Votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 3 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 501/01/2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere numărul 57/153/10/2011 cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect folosința spațiului în suprafață de 38,93 metri pătrați situat în municipiul Hunedoara, strada Bicaz numărul 2, județul Hunedoara, aparținând domeniului public al municipiului Hunedoara, cu destinația de farmacie și cabinet medical veterinar. Are cuvântul domnul primar? Doamne, mi-a adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt în scriere. Votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Punctul 4. Unanimitate. Punctul 4 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 506/09/2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcție înscris în CF numărul 75981, situat în localitatea Răcăștie, aparținând domeniului privat al municipiului Hunedoara. Are cuvântul domnul viceprimar? Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt în scriere. Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate? Mulțumesc. Punctul 5 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 514/10/11/2022 privind însușirea raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru
construire, spălătorie auto, Pitagora Solution, strada Cloșca, numărul 12, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt înscrieri. Votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 6 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 517/14/11/2022 privind valorificarea prin vânzare a unui mijloc fix al societății Salub Prest Hunedoara SRL. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt înscrieri. Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 7 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 518/15/2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de comodat număr 307/19/04/2017 cu modificările ulterioare încheiat între municipiul Hunedoara și Clubul Sportiv Școlar Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt înscrieri. Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 8 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 519/15/11/2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de comodat număr 308/19/04/2017 cu modificările ulterioare încheiat între municipiul Hunedoara și Clubul Sportiv Școlar Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 9 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate calificată. Proiect de hotărâre număr 520/16/11/2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea statului român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unui teren aflat în intravilanul municipiului Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Punctul 10 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate calificată. Proiect de hotărâre număr 521/16/11/2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 194 metri pătrați situat în municipiul Hunedoara, strada Slaj, județul Hunedoara, înscris în CF număr 75990, Hunedoara, număr cadastral 75990, aparținând domeniului privat al municipiului Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 11 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 522/17/11
2022 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara pentru închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 17 metri pătrați din clădirea ambulatoriului de specialitate înscris în CF număr 71851 Hunedoara, aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara și în administrarea Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, cu destinația Cabinet Neurochirurgie. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 12 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 523/17-11/2022 privind acordul Consiliului Local pentru închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 2 metri pătrați din clădirea staționarului parter corp D1 înscris în CF număr 71851 Hunedoara, aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara și în administrarea Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, cu destinația amplasarea de aparate automate cu produse lactate ambalate. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor. Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Punctul 13 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 527/21-11/2022 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere numărul 432/220/0204/2019, având ca obiect folosința spațiului în suprafață de 54,3 metri pătrați situat în municipiul Hunedoara, strada Constantin Brâncuș, bloc X2, camerele 1 și 2, județul Hunedoara. Are cuvântul domnul primar. Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor. Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Nu sunt înscrieri. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Punctul 14 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 528/21-11/2022 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere număr 433/221/0204/2019, având ca obiect folosința spațiului în suprafață de 36 metri pătrați, situat în municipiul Hunedoara, strada Constantin Brâncuș, bloc X2, camera 13, județul Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor. Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Nu sunt înscrieri. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Punctul 15 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 529/21-11/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitarea, modernizarea și dotarea Parc Corvin din municipiul Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor. Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt înscrieri.
se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 16 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 530 per 21-11-2022 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Hunedoara, strada Luncii numărul 2, bloc 7. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Am eu un amendament de făcut. Vă rog. Având în vedere că prin legea 318 din 2022 pentru modificarea legii numărul 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial în data de 22 noiembrie 2022 și intrată în vigoare la data de 25 noiembrie 2022, s-a modificat articolul 8 aliniatul 5 din aceasta, care are următorul conținut. După expirarea perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face succesiv pe perioade de câte 5 ani. Este necesar modificarea acestui proiect de hotărâre, astfel că propun următorul amendament. Articolul 1 din proiectul de hotărâre se va modifica în sensul modificării perioadei prevăzute în acesta de la un an la 5 ani și în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre se va modifica în sensul modificării perioadei prevăzute la articolul 1 din actul adițional menționat în aceasta de la un an la 5 ani. Supunem la vot amendamentul. Practic, în 21 s-a înregistrat proiectul de hotărâre, în 22 s-a modificat legea. E o modificare care se impune datorită legii. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Amendamentul este aprobat. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 17 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 531 per 22-11-2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între municipiul Hunedoara și Parohia Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Peștișul Mare, Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt înscrieri. Să trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 18 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 532 per 22-11-2022 privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor acordate cu chirie din fondul locativ de stat în anul 2023. Are cuvântul domnul primar. Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu scrieți. Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 19 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută. Proiect de hotărâre număr 534 per 23-11-2022 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, a stabilirii ordinii și a modului de soluționare a cererilor. Are cuvântul domnul viceprimar? Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă.
unanimitate. Punctul 20 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 535/23-11-2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Hunedoara în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agva Prest Hunedoara. Are cuvântul domnul consilier Claudiu Ionescu. Îl felicit pe domnul primar Dan Bobouțanu că a pus pe agenda, pe ordinea de zi acest proiect și totodată îi rog pe domnii consilieri PSD și PNL, inclusiv pe domnul primar, ca să facă lobby ca acest proiect să treacă și la județ în asociația cu APRES. Este un proiect benefic pentru toți, majoritatea locuitorilor din județul Hunedoara, privind eliminarea apei fluviale. Mulțumesc frumos. Ce înseamnă lobby? Trafic de influență sau ce înseamnă lobby? Ca la americani. Nu, nu. La noi, la români, e trafic de influență. E pe ordinea de zi, consilierii. Hey. Avizele comisiilor? În interesul cetățenilor, atunci. Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Nu sunt înscrieri. Să trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Unanimitate. Punctul 21 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 536/24-11-2022 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2022 a municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agva Prest Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Totodată rectificăm la punctul 20. Nu a fost o unanimitate, au fost doar 19 voturi. Domnul Palcău a anunțat că și la punctul 20 și la 21 nu participă nici la dezbatere, nici la vot. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Să trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Punctul 22 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 539/25-11-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2022. Are cuvântul domnul primar. Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor. Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri. Nu sunt înscrieri. Se trece la votarea hotărârii pe ansamblu. Cine este pentru? Abținere. O abținere. 19 voturi pentru și domnul împotrivă. Ionescu se abține. Punctul 23 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre număr 540/25-11-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Local al municipiului Hunedoara. Are cuvântul domnul primar? Nu am nimic de adăugat. Avizele comisiilor? Comisiile și-au exprimat avizele cu privire la proiectul de hotărâre. Au cuvântul doamnele și domnii consilieri? Nu sunt înscrieri. Se trece la votarea hotărârii per ansamblu. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 24, diverse. Înscrieri la cuvânt.
Mărcină. Se mai înscrie cineva? Bun, trei înscrieri la cuvânt. Totodată facem precizarea că în sală este invitat și domnul director de la APA Prod, domnul Micin. Chiar, mă rog, se vor prezenta dânsii că nu știu titulatura. Se înscrie și domnul Fetica. Da, ca urmare a... ca urmare a solicitării dumneavoastră. Bun. O să vă rog. Domnul Ionescu. Mulțumesc. Domnul primar, ne bucurăm că după 8 luni de absență ați binevoit să veniți la ședințele ordinare. Întrebări pentru dumneavoastră. Avem 14 blocuri care se anvelopează din anul 2020 și riscăm să nu fie gata în 31.10.2023. O problemă legată de aceste blocuri este că lifturile, deși sunt montate, în momentul de față, unele dintre ele nu funcționează. Vă dau exemplu blocul K1, de unde, de aproximativ 2 luni de zile, cetățenii urcă până la etajul 10 pe scări. Acești cetățeni au venit în audiență la dumneavoastră, când aveați program de audiențe. Nu v-au găsit, l-au găsit pe domnul viceprimar, care le-a spus nonșalant, nu este problema primăriei. A doua întrebare. Încă nu avem un registru local al spațiilor verzi. Anul trecut, pe vremea aceasta, am ridicat aceeași problemă, s-a făcut o comisie, a trecut un an de zile și în continuare Hunedoara, cel mai mare municipiu care nu este reședință de județ, nu are un registru local al spațiilor verzi. În a treia întrebare. În luna aprilie am solicitat primăriei și mi s-a răspuns cu privire la adăposturile antiaeriene pe care le are Hunedoara. Mi s-a dat răspuns că voi merge cu un reprezentant al primăriei să verificăm, să vedem dacă totul este în regulă. Am sunat de 3 ori pe domnul, a zis că va veni numai în momentul în care are acceptul dumneavoastră. Cred că este timpul să totul să le verificăm după atâtea luni. A patra întrebare. Am solicitat în scris să-mi prezentați locul unde sunt depozitate pavelele scoase în anul 2021-2022 de pe Bulevardul Dacia și Bulevardul Republicii, pavele care provin dintr-un proiect pe fonduri europene montate în 2012. Vă rog să faceți de urgență demersurile necesare ca să pot să văd aceste pavele unde sunt depozitate. A cincea întrebare și ultima. Aseară am avut o discuție foarte fructuoasă cu domnul Cimpoca, directorul clubului sportiv Corvinul Hunedoara. V-aș propune ca pe viitor, când planificăm bugetul pe 2023, să ne gândim că este nevoie ca pentru clubul de fotbal trebuie achiziționat de urgență un autocar. Mă gândesc în varianta în care vom construi un stadion și ei vor trebui să facă deplasarea să se antreneze la Simeria, Călan sau cine știe unde. Eu zic că este prioritar și facem și economie. Mulțumesc frumos! Da, dacă permiteți, domnul președinte. Vă rog, domnule primar. Stimați colegi și stimați cetățeni, eu nu lipsesc de la ședințele de Consiliu motivat niciodată. De altfel se poate verifica la birou de resurse nemotivat, se poate verifica la birou de resurse umane cam câte zile de concediu am în fiecare an care nu sunt luate. De regulă, dacă se nimărește ședința de Consiliu local odată cu semnarea contractului, cum a fost cel pe Castel, sau odată cu o ședință la ADR Vest, unde fac parte din bordul de conducere, sau odată cu o ședință a Comisiei de Monitorizare de la ADR Vest, unde iarăși sunt în acea comisie. AMR
și alte organisme lipsesc pentru că trebuie să fiu prezent și acolo în numele municipiului Hunedoara. Domnul consilier, nu aveți dumneavoastră calitatea să mă întrebați pe mine unde umblu, cum nici eu nu am calitatea să vă întreb pe dumneavoastră unde umblați. De regulă am observat că vă deranjează că nu sunteți invitat la evenimente, culmea este că vă invităm și nu participați la niciunul. Dar nu trebuie să vă întreb eu de ce nu participați, pentru acest lucru vă întreabă electoratul. Deci ca să o lămurim clar de ce lipsesc. Totodată, dacă aș citi legea administrației locale, ați vedea că primarul are un locuitor de drept viceprimarul, care și votează, primarul nu votează în ședințele de Consiliu Local, și votează alături de majoritatea PSD trimisă în acest Consiliu prin votul cetățenilor. Sper că am lămurit acest lucru și pe viitor astfel de comentarii vă rog să le păstrați pentru dumneavoastră și pagina noastră de Facebook, că sunt relevante probabil acolo. În legătură cu blocurile, toate contractele sunt în curs de desfășurare. Evident că sunt probleme, acestea se analizează săptămânal de către mine, împreună cu echipa de la fonduri europene. Sunt evident și minute de ședință, se dau termene, se lucrează cum se lucrează, cred că în toată România cu aceste societăți, care evident și ei la rândul lor se plâng de lipsa forței de muncă calificată, ar mai căuta tineri pensionari ca să mai lucreze, dar nu se prea înghesuie tinerii pensionari și există un anumit blocaj, evident și pe ordonanța 15 și pe ordonanța 64, încercăm să facem față, sunt proiecte binevenite, sunt proiecte pe fonduri europene și cu siguranță și vor fi și riscăm să pierdem fondurile europene în decembrie 2023. Cu siguranță aceste proiecte vor fi duse la bun sfârșit. În legătură cu lifturile care sunt montate, dar nu funcționează, da, sunt montate, nu funcționează pentru că nu au ișcirizare și urmează să se facă ișcirizare. Este o altă societate care face ișcirizare, care face în toată țara. Care n-a fost plătită. Și pe rând, noi rezolvăm toate problemele. Dacă vreți să tot interveniți peste mine, să purtați dialog, vă rog eu frumos să vă abțineți. Bine, v-am ascultat, mi-am notat tot. Ca tânăr pensionar... Despre dumneavoastră era vorba, mă iertați. Nu există plăți restante către nicio societate care lucrează pe proiectele de fonduri europene, pe proiecte guvernamentale sau pe proiecte din bugetul local, din partea primăriei. Nicio restanță, absolut niciuna. Și există bani în buget pentru a se putea plăti. V-au spus un grup de cetățeni că nu m-au găsit la audiență. Deci exact ceea ce v-am spus înainte, vă mai repet încă o dată. Fiecare este cu programul lui. Stați liniștit, eu sunt prezent, evident în numele primăriei unde este necesar. Și pentru aceasta, tocmai ca să nu anulăm nicio audiență, dacă trebuie să fie un alt loc, domnul viceprimar a fost prezent. Și nu cred că domnul viceprimar a trimis pe cineva la plimbare. Facem audiențe, eu, de ani mulți, domnul primar de peste 2 ani și până la urmă încercăm să rezolvăm toate problemele care apar. Registrul local a spațiilor verzi, veți primi răspuns în scris care este stadiul în acest moment. Adăposturile antiaeriene. Nu înțeleg în ce calitate vreți să le verificați. De consilier local. Dacă stăm să ne uităm puțin la ceea ce are dreptul și obligația un consilier local, o să vedem dacă aveți și calitatea aceasta. Păi mi-ați dat răspuns. Mi-ați dat răspuns semnat de dumneavoastră. Au un regim anume aceste adăposturi și dacă vă calificați să le verificați, ca așa zis, să verificați, sunteți organ de control, cu siguranță o să le verificați. Deocamdată le verifică cei care trebuie, într-adevăr, să le verifice prin fișa postului. Solicitați locul unde se depun nu doar pavele, ci tot ce se recuperează de pe domeniul public. Bănuiesc că știți, pentru că vi s-a răspuns la acest lucru, dar dacă insistați, o să primiți un răspuns în scris. Vreți să verificați locul? Da. Am înțeles. O să verificați și locul.
Dacă are calitate, sigur. Păi sunt consilier local, reprezint cetățenii. Nu vă faceți griji, suntem verificați așa cum trebuie și așa cum este legal de absolut toate instituțiile statului, cu sau fără plângerile dumneavoastră penale. Aveți și o propunere interesantă. De câte ori avem bugetul clubului de fotbal, de atâtea ori vă abțineți sau votați împotrivă. De această dată, văd că vreți să achiziționăm un autocar. Un autocar pentru că este necesar, sigur, este necesar. Dar aici sunt mai multe condiții. Evident, trebuie să... Dar ședința este aproape gata. Dacă nu deranja, ședința este... Da. O să studiem posibilitatea legală, dar mai ales că se construiește acel stadion despre care vorbeați dumneavoastră în 2020, dar despre care mă ocupam eu în 2017. Ok, sper că v-am răspuns la toate întrebările și veți primi și acele informări înscris. Mulțumesc! Următoarea înscriere la cuvânt, domnule consilier. Bună ziua, domnule primar. Am o rugăminte, o doamnă din Răcăștie ne solicită ajutorul, respectiv ajutorul administrației, în sensul că accesul către proprietatea dânsei nu se mai poate face cu autoturismul, s-a deteriorat acel podeț, iar în momentul în care s-a asfaltat prin Răcăștie, doamna era plecată, ca atare fiind un bun platnic de taxe și impozite, vă solicit ajutorul printr-o cerere scrisă. Urmănesc domnului secretar. Mulțumesc. Noi nimic, o să o registrăm noi. Da, este un număr de telefon de contact, dacă doriți să se ia legătura cu doamna, mulțumesc mult. Și în altă ordine de idei, vă solicit ajutorul în sensul că la intersecția străzii Carpați cu 22 decembrie pot. Este o grămadă foarte mare de gunoi, saci menajeri și frunze de foarte mult timp. Eu am observat că se face curățenie în oraș, dar probabil acea grămadă de gunoi nu sare în ochi, de aceea dacă vă rog să luați măsurile necesare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Următoarea înscriere la cuvânt, domnul Marginean. Bună ziua! Când umblăm cu autoturisme sau orice autovehicul propriu, nu ne întâlnim cu nimeni. Suntem atenți doar la trafic. Când umblăm pe jos, ne întâlnim cu multe oameni. Eu, de exemplu, mă întâlnesc cu mulți dintre colegii noștri. Umblăm pe jos. Când nu mai vrem să mergem pe jos sau nu mai putem datorită distanței și nu avem nici autoturismul, umblăm cu mijloacele de transport în comun. M-a uimit ultima dată, acum zilele trecute, când a fost și la ședința de comisie, am umblat cu numărul 6, plin, un autobuz mare, plin, și l-a dus și l-a întors. Am lucrat și eu cândva pentru transport, dar acum văd o reală îmbunătățire. Și lume foarte multă. Și cu abonamente și cu bilete. Eu am mers cu bilet, bineînțeles că nu pot să-mi iau abonament. Dar aș sesiza, după aceea m-am gândit, ia să vedem, că nu m-am dus în sensul ăsta, nu știu, am avut așa o fobie. La toate stațiile să afișăm orele de trafic. Acolo lângă Lidl este. În altă parte nu sunt, n-am văzut. Pentru și alte linii, să știe omul când să vină, să nu meargă cu jumătate, cu 25 de minute înainte, adică. Pe frigul ăsta e mai dificil. Și aș putea spune ca o idee, că poate toți consilierii ar putea avea o legitimație de transport în comun.
cunoaștem mult mai multă lume în autobuze decât pe stradă. Că pe stradă te saluți, dar acolo îi auzi, îi vezi, comentarii, chestii. Noi asta trebuie să facem, să auzim, să interpretăm și să ne manifestăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc, domnul consilier. Mă bucur că ați circulat cu mijloacele de transport în comun și ați lăsat mașina acasă. Asta este scopul acestor mijloace de transport și totodată accesării proiectului pe fonduri europene privind achiziția de autobuze ecologice, construirea noii autobaze și de asemenea modernizarea tuturor stațiilor de autobuz, exact cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Deja proiectul se află în curs, se lucrează pe implementare, adică se lucrează fizic și cât de curând veți vedea aceste noi stații de autobuz și cu managementul traficului pus în aplicare. Are cuvântul domnul consilier Fetica. Bună ziua, Andrei Fetica mă numesc. Domnul director APA Brodărion, o să intru direct la subiect. Cartierele mărginașe ale Hunedoarei, mai exact fostele sate aparținătoare Răcăștie, Boș, Groș și așa mai departe, care nu au în acest moment o rețea de apă canal, nici aducție, nici preluare, au această problemă. Am înțeles că noi, ca și primărie, nu o putem rezolva pentru că este în subordine APA Prod și dumneavoastră trebuie să faceți anumite proiecte pentru a crea aceste rețele. Aș vrea să știu cât de repede putem demara aceste proiecte și dacă sunt cumva pe rol eventual. Pe lângă asta am avut, după cum ați văzut pe ordinea de zi, un proiect care prevede eliminarea apei pluviale. Aș vrea să știu ce părere aveți și despre acest lucru. Iar, ca o chestie opțională, știu că instalația de aducție apă a orașului este una destul de veche. Oamenii se plâng că de multe ori apar reziduri feroase, să zic așa, probabil din rugina care se află pe conducte la robinet. Dacă există accesare de fonduri europene pentru înlocuirea instalației de aducție apă sau transport în oraș, inclusiv cea care se află în oraș efectiv. Mulțumesc! Da, și pentru că domnul consilier a fost ultimul scris la cuvânt, am și eu câteva observații legate de lucrările din Peștiș și mă bucur că este aici și domnul Micin și domnul Ghergan. Domnul Arion? Nu este? A venit domnul Arion. Este în concediu, am înțeles. Vă discuta cu mine separat după ședință, bine? Vreau să iau cuvântul, dacă se poate. Dacă nu, vreau să rog să consumeze, că am venit aici ca și cetățean liber al acestui oraș. Și dar numai puțin, haideți să discutăm cu APA Prod. Haideți să discutăm cu APA Prod, nu tulburați ședința, nu ascultați-mă, este un regulament. Este un regulament, haideți să respectăm. Nu, nu, este un regulament. Haideți să respectăm. Deranjați această ședință. Luați loc că... Deci eu deranjez? Da. Nu vă dați seama. Mulțumesc, domnul director. Era o temă în discuție pe care dumneavoastră o conturbați. Am înțeles. Vă rog să luați loc. Îmi dați voie să vorbesc totuși. Nu v-ați înscris la cuvânt. Domnilor consilieri, există un președinte care respectă un regulament, da? Când veți fi președinți de ședință... Nu. Vi se dă voie să vorbiți în cadrul regulamentului, să stați liniștit, că nu sunteți singurul care veniți la ședința de Consiliu. Dacă veniți de la începutul ședinței, vă înscrieți la cuvânt, tot Consiliul Local este la dispoziția noastră să vă asculte. De niște reguli ca oriunde în societate. Nici la doctor nu ne băgăm în față, așteptăm la rând, nu? Da. Referitor la ceea ce spuneam despre Peștișul Mare, avem lucrări de extindere, avem niște
Avem un safir care îți așteaptă de mult timp. Veniți de la începutul ședinței. Bine. Revenind la lucrările de extindere rețele de canalizare pe Peștișul Mare, s-a ridicat problema de ce nu se finalizează și cine lucrează acolo. Am primit în această dimineață, la solicitarea noastră, acordul cadru privind extinderea rețelelor de canalizare în Peștișul Mare, unde lucrează societatea Prometal Logistic, deci Prometal Logistic, SRL cu sediu undeva și în asociere cu societatea Eurostray SRL, deci Eurostray SRL cu sediu în Ilia. Valoarea acestui contractul este făcut între cele două societăți și societatea comercială APA Prod, deci nu primăria Hunedoara. Vreau să mulțumesc societății comerciale APA Prod pentru că a înțeles necesitatea urgentării acestei lucrări în Peștișul Mare la momentul respectiv, și deoarece noi urma să asfaltăm ceea ce se putea în zona respectivă. Noi am început asfaltările. Valoarea acestui contract este de aproximativ 6.300.000 de lei, fără TVA. Ei bine, începând cu luna aprilie, chiar de 1 aprilie, a fost prima adresă făcută către societatea comercială APA Prod în legătură cu acest contract de canalizare, în care le reaminteam că există suprapuneri de lucrări și trebuie să se grăbească cu ceea ce are societățile Prometal Logistic SRL și Eurostray SRL. Au făcut o lucrare care într-un anumit punct, anumită stradă, nu este în regulă și nu ne putem apuca de asfaltat. Utilajele așteaptă în continuare să ne apucăm de asfaltat acolo. Este un noroi de nedescris. Am luat legătura cu domnul director Arion și dânsul la rândul său a luat legătura cu societatea. Nu s-a rezolvat nici în ziua de astăzi. Noi, domnilor directori, așteptăm să asfaltăm, așa cum am spus, nu putem asfalta pentru că cu siguranță vor veni și vor spune că trebuie să spargă, că n-au mufat bine nu știu ce conducte pe acolo. Poate ne spuneți și nouă ce se întâmplă zilele astea. Se apucă, nu se apucă de lucru? Adică până la urmă colaborarea noastră a fost ok prin implementarea acestui proiect în Peștișul Mare, dar scârție momentul de față din cauza celor două societăți. N-ar fi lipsit de importanță să luați legătura cu administratorii, poate chiar cu patronii, vă dau numele lor de telefon, vă dau și numele lor dacă nu-i cunoașteți, dacă tot vor să se țină de lucrări, să fie antreprenori, haide să fie antreprenori și să-și facă datoria. Nu mi se pare corect să răspundă primăria Hunedoara pentru lucrările proaste de acolo. Răspundem oricum pentru ceea ce avem și noi. Da. Vă dau numele lor sau le știți? Le știți, da? Bun. Vă rog să luați legătura și să ne informați și pe noi, nu astăzi, acum nu aveți cum, dar a fost o interpelare și aștept un răspuns. Iar în ceea ce privește calitatea apei, să știți că aducțiunea este foarte bună, avem apă din munții retezat. Este problema de branșamente. Problema de branșamente sunt în curs chiar de implementare, pentru că deja sunt la momentul licitațiilor a unor proiecte ale societății APA Prod, au și muncit mult la ele, au fost analizate, au fost aprobate și de dumneavoastră aici și așteptăm într-adevăr să se definitiveze licitațiile, să se cunoască cine va lucra. Și vom rezolva și aceste lucruri. Intervențiile vor avea parte
pe acele străzi care n-au fost cuprinse de noi în programul de asfaltare, prima dată să rezolve ceea ce înseamnă branșamentele de apă sau canalizare, unde este cazul, și pe urmă vom intra și noi să asfaltăm. Da, vă rog, domnul Micin, domnul Ghergan. Bună ziua! Mă numesc, pentru cei care nu m-au văzut, nu mă cunosc. Alo! Mă numesc Micin, director de producție Apa Prod, Deva. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre lucrările care le avem la Peștiș. La Peștiș, din verificările făcute de Apa Prod la fața locului, sunt câteva probleme pe care le-am notificat constructorului. Constructorul are termen sfârșitul lunii decembrie să finalizeze lucrările pe strada 18, contract subsecvent. La momentul de față, constructorul trebuie să monteze o stație de pompare ape uzate și odată cu montarea acestei stații, în luna decembrie, va face și remedierile pe rețele de canalizare. Noi sperăm și cred că se va întâmpla ca până la sfârșitul lunii decembrie să încheie lucrările pe strada 18. Cu privire la întrebările puse de domnul consilier, reabilitarea rețelelor și extinderilor de apă pe municipiul Hunedoara, zona Groș, Boș, Slaș, au fost transmise primăriei și primăria a adoptat o hotărâre prin care a fost de acord cu propunerile pe care noi le-am făcut de reabilitare și de extindere. Pentru rețele de apă. Îmi cer scuze, nu mi-am notat întrebările. Apa pluvială este definită prin lege. Este o formulă de calcul care se aplică. Știm ce înseamnă. Noi am votat, după cum ați văzut, eliminarea acestei taxe pe apă pluvială. Care este părerea dumneavoastră? Ea, din punctul dumneavoastră de vedere, este justificat să eliminăm această apă pluvială sau nu? Având în vedere că suntem printre puținele județe unde se plătește această apă pluvială. Nu, se plătește în toată România. Nu chiar în toată România, o să vin și o să vă dau și exemple. În scris, dacă vă... Vă rog, trimiteți-mi în scris și o să vă dăm un răspuns în scris. Deci, cum dați-o cu punct de vedere? Am înțeles. Și te cere în plăsit. Mulțumesc. Mulțumesc, declar ședința închisă.